Doriți să mulțumesc întâi și colegilor mei de partid care au participat azi la conferința extraordinară de la Buzău. Conform deciziei Comitetului Executiv Național, începând de astăzi, au început conferințele județene extraordinare pentru alegerea delegaților, în primul rând, pentru Congresul Partidului Social Democrat, luând decizia cel târziu pe 29 februarie să ținem acest congres. Toate organizațiile care au mandat expirat, cum a fost cazul meu la Buzău, vor intra și într-o procedură de vot și unde Comitetul Executiv Județean decide că doresc și alegeri. Normal, a fost o conferință, să zicem, fără emoții. Cred că a contat foarte mult faptul că am avut rezultatele așteptate de organizație în cei 4 ani de mandat, alături de echipă, alături de domnul primar Constantin Toma, alături de domnul președinte al Consiliului Județean Petre Neagu, alături de parlamentari și alături de primari. Ne-am încadrat în topul 5 a rezultatelor naționale. Continuăm să ne menținem în acest top, indiferent de care alegeri vorbim. Mai ales vorbim de un ciclu electoral întreg. Am vorbit, în primul rând, înainte să fim PSD, suntem toți buzoieni și români. Am făcut o analiză pe toate broșurile de campanie ale OAT-urilor conduse de către primari ai Partidului Social Democrat, Consiliului Județean, și am constatat toate promisiunile electorale au fost respectate și cu acest bagaj vom intra în alegerile locale. Am revenit, am spus că în această sesiune parlamentară, categoric, ordinară, Partidul Social Democrat va depune o moțiune de cenzură pentru a încerca să stopăm declinul economic și vria în care a fost aruncată România numai după 2 luni de guvernare. Este un fapt cerut și de către membrii de partid, de către societate. E un lucru evident. Nu poți să conduci o țară prin asumări și să eviți Parlamentul sau să încerci să rămâi în logica electorală și să astupi greșelile de la guvernare prin lozinci și proiecte și prin aceleași minciuni reiterate de 3 ani și jumătate față de Partidul Social Democrat. Altă ordine de idei, salut decizia președintelui României de a promulga legea inițiată de către Partidul Social Democrat de dublare a alocațiilor. O veste bună pentru toți românii și pentru toți copiii. Dacă aveți întrebări, unii dintre dumneavoastră, oricare dintre noi, vă rugăm. Vreau să vă spun că Partidului Social Democrat nu este frică de votul românilor. Niciun fel de alegeri. Ele anticipate sau la termen. M-am uitat și eu la președintele României. Îi înțeleg trăirile. Înțeleg
observă și dânsul că România nu merge în direcția bună și consider că este normal să-și dorească alegeri anticipate ca să poată să schimbe acest guvern dezastros. Nu, noi vom merge și vom respecta legile țării care nu sunt facultative nici pentru PSD, dar nici pentru PNL. Și Constituția României. Cazul în care guvernul este demis, știți pașii constituționali, se va încerca crearea unei alte majorități. Dacă printr-o demisie a actualului prim-ministru, fără niciun motiv, dorește să creeze o criză politică în România, într-un moment, eu aș considera dificil, ca să fiu nu foarte dur, dar într-un context complicat mondial în acest moment, să-și asume toți cei care iau această decizie. Dacă se va ajunge la o mulțime de cenzură, nu vom avea parte de totul politică? Nu. Conform Constituției, cum s-a întâmplat cu guvernul PSD, guvernele pot fi dărmate prin moțiuni de cenzură, se poate crea o altă majoritate care face propunere președintele României pentru desemnarea unui prim-ministru. Lucrurile sunt foarte reglementate și foarte clare în Constituția României. La ședința CEI de marți veți discuta această problemă? O strategie? Toate strategiile le vom discuta în Comitetul Executiv Național și toate deciziile s-au luat în acest moment în Comitetul Executiv Național. Chiar ședințele durează mai mult decât până acum, pentru că rog toți colegii să-și expună punctele de vedere. Domnule președinte, astăzi sala se aștepta să vă anunțați candidatura pentru șeful partidului la nivel național și chiar v-am încurajat, v-am văzut atmosfera. Nu zicează la un moment, dar vă întreb dacă cumva, cum puteți spune, ce vă împiedică să faceți acest anunț, dacă nu există ceva de genul. Îmi pare rău dacă am dezamăgit pe cineva în seara asta. Nu acesta a fost obiectivul meu. Am un alt mod, Mihăiță, de a face politică și vreau să mi-l asum și vreau să fie respectat. Nu cred că acum este timp ca în Partidul Social Democrat să fie dispute pentru funcții sau cine este președinte. Cred că vremea tătucilor în partid a trecut. Cred că e vorba. Și am văzut și din discursul domnului Claudiu Manda și a domnului Benea și a domnului Paul Stănescu de astăzi, toți ne dorim o echipă. Echipă funcțională și fără să credeți că lăudăros, o echipă cum funcționăm noi la Buzău. Și acest exemplu de la Buzău poate fi copiat și la centru. Cred într-un proiect politic, în acest moment, în interiorul Partidului Social Democrat. Cred într-un program politic în care să avem discuții cu celelalte formațiuni politice, parlamentare sau neparlamentare. Și cred în modificarea ale statutului care să pornească reorganizarea și restructurarea Partidului Social Democrat. Deci, înainte de candidaturi, cred că astea sunt prioritățile care trebuie vorbite în Comitetul Executiv. Înainte de începerea sesiunii parlamentare, o să avem o discuție și mai largă, împreună cu grupurile parlamentare, la care Comitetul Executiv și vor fi invitați și primarii de mari municipii și președinții de Consilii Județene. Sunt unul din susținătorii modificării la statutul partidului, ca din Comitetul Executiv să facă parte de drept primarul de mari municipii și președintele Consiliului Județean. Astfel încât discuțiile cu colegii și evitarea unor decizii greșite luate de un grup restrâns din vârful partidului să fie evitate. Dacă nu mai aveți, mulțumim mult! Cine? Domnul Tudose. Mi-aș dori, am evitat să vorbesc de mine, acum am dorit să vorbesc de mine.
Domnul Tudose, la fel ca și dumneavoastră, mâine ne deplasăm la Brăila, la conferința de la Brăila, la ora 11. Domnul Mihai Tudose, prima oară am citit și eu în presă, a revenit în Partidul Social Democrat, la organizație de bază, conform statutului. Nu am apucat să vorbesc cu dânsul, să detaliem. Presupun că mâine vom vorbi mai mult. Ce știu? Știu că domnul Tudose nu a făcut niciun rău României. Atâta timp cât a fost primul ministru al României. Din potrivă. Vor fi discutate, revin, în cadrul grupurilor reunite parlamentare, alături de Comitetul Executiv, de primarii de mari municipii și președinții de Consiliu Județeni. Este normal ca înainte de a fi prezentate, supuse votul Congresului, să fie pe ele o dezbatere internă a partidului. Așa este democratic. Acest statut înțeleg că va fi modificat în niște puncte esențiale. Inițiativa modificării statutului este acceptată de membrii CEX? Cum? Repet, va fi o discuție mai largă. Multe dintre ele vor fi discutate la următorul comitet executiv. Trebuie să le luăm întâi în birou permanent. Așa e democratic. Comitetul executiv și, pe urmă, o discuție mai largă. Atât cu parlamentarii, președinții de consilii județene, cât și primarii de mari municipii. Și în funcție de ce se decide, acele propuneri vom merge în fața Congresului. Adică, cu alte cuvinte, nu va fi nicio impunere din partea cuiva. Eu sunt președinte interimar, am un mandat de la colegii mei foarte clar de a organiza acest congres, am viziunile mele, sunt normale, vreau să le împărtășesc cu colegii mei, vreau să le expun, nu sunt numai ideile mele, sunt în urma unor discuții îndelungate cu alți președinți, cu colegi, cu parlamentari, cu primari, președinți de Consiliul Județene. Cum vedem viitorul partidului? Pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Dacă doriți părerea mea personală, fără nicio reținere, suntem pe drumul exact care trebuie să fie un partid european.